Din păcate, avem vești proaste de la handbal. Componenta lotului a suferit o accidentare teribilă. Da, din păcate, da. Zilele de ieri și azi am stat și am discutat pe această temă. În sport, după cum vezi, se pot întâmpla asemenea drame. Este o fată de 21 de ani care îi se poate încheia cariera înainte de când ajunge de a începe. Suntem alături de a o ajutăm din toate punctele de vedere, toate că acum are nevoie, în primul rând, de sprijinul nostru moral. Restul a fost operată de urgență aici, cu mulgere de ligamente, cu maleolă spartă, lucruri care te termină psihic, inclusiv pe noi, pentru că era o sportivă de o cumințenie incredibilă și care își dorea foarte mult să ajungă o mare jucătoare. Sper să aibă puterea să treacă peste această groaznică accidentare și să meargă mai departe, pentru că va fi foarte dificil. Suntem alături de aia, și eu, și antrenorii, și tot clubul, toate fetele azi au vizitat-o, toată lumea a fost pe acolo. Trebuie să o încurajăm și să-i susținem moralul, pentru că e cel mai important la acest moment. Vom vedea ce se va întâmpla oricum, perioada, anul acesta este, sezonul acesta este închis pentru ea. Din păcate, se întâmplă, astea sunt dramele în sport, că atunci la o vârstă foarte mică o asemenea ajutătare poate să-ți termine toate visele tale care le ai. Tot ce ai visat că vei ajunge vreodată se sfârșesc într-o asemenea accidentare. Și eu am fost accidentat, toți au fost și antrenorii, am avut parte de asemenea accidentări, nu chiar ca asta, unele poate mai rele, dar la anumite vârste, la 20 de ani, 21 de ani să se întâmple asemenea lucru, este groaznic. Vedem ce, cum va evolua lucrurile, suntem alături de aia din toate punctele de vedere, o să o ajutăm și sper că să fie bine și pe viitor să poată să mai poată juca acest sport din handbal.